Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom lucra după o fotografie. Imediat veți vedea, este vorba despre aceasta. Aceștia sunt crinii Laviniei și știu că foarte multe dintre dumneavoastră ați cerut un tutorial pentru această floare. Astăzi vom realiza crinul folosind firul de bumbac, croșetul cu numărul 1,05, acesta este croșetul meu, puteți să folosești croșetul cu numărul 1, după care vom avea nevoie de acul pentru cusut și, bineînțeles, de foarfece. Vom începe lucrând un număr de 15 ochiuri de lanț. Acesta este primul care nu va fi pus la socoteală, un pic, așa, în felul acesta. Și deci pornim pentru a realiza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Începem cu cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet. Noi vom lucra piciorușe scurte. Și avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și am ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț. În acesta noi vom lucra 3 piciorușe scurte. Unul l-am realizat deja, cel de-al doilea, cel de-al treilea, după care, ținând capătul de fir, ne vom ridica pe partea cealaltă cu piciorușe scurte. Deci vom ține capătul de fir pentru a-i da siguranță și vom realiza piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Aici, în ultimul ochi de lanț, îi voi face un picioruș scurt și voi continua 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Deci în felul acesta se va prezenta. După care mă voi întoarce în sus cu piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Am ajuns în această porțiune. Aici voi intra direct în primul picioruș scurt disponibil, însă nu voi lua întreg piciorușul, ci voi intra doar în partea din spate a piciorușului, lucrând în bec lup. În bec lup vom lucra fiecare picioruș scurt. Și vom continua în felul acesta. Vom ajunge din nou la capătul rândului, unde ne vom reîntâlni. Așa se prezintă până acum. Am ajuns în corespondența celor 3 piciorușe scurte realizate la capătul rândului. Acum eu voi lucra un picioruș scurt. În cel de-al doilea voi face din nou o mulțire de 3, deci 1, 2 și cel de-al treilea picioruș scurt, după care voi continua pe partea cealaltă, lucrând în mod normal, în bec lup, de fapt, cu
cum am lucrat și cealaltă parte. Și vom lucra până la sfârșitul acestui rând. Vom face piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Imediat vom ajunge la capătul acestui rând. Și apoi veți vedea cât de ușor se realizează fiecare petală. Chiar în timp record. Am ajuns în această porțiune unde am aplicat celelalte ochiuri de lanț și aici vom face piciorușe scurte, vom lucra în mod normal, vom intra în corespondența fiecărui ochi de lanț și am ajuns din nou în punctul unde am întors lucrarea. Ajunse în acest punct, din nou voi lucra 3 piciorușe scurte în corespondența aceluiași picioruș. După care mă voi ridica în sus cu piciorușe scurte lucrate în back loop. Deci, din nou în back loop, continua. Și ne vom întâlni din nou în vârful frunzii, în vârful petalei. Uitați-vă. Așa se prezintă până acum. Am ajuns din nou în corespondența celor 3 piciorușe scurte, deci a mulțirii. Aici voi face primul picioruș scurt în back loop. În cel de-al doilea voi face din nou înmulțirea de 3. După care voi continua să lucrez fiecare picioruș scurt în back loop până în partea de jos a lucrării. Deci în felul acesta. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Suntem aproape de capătul rândului. Voi face ultimele 2 piciorușe scurte. Ajunsă în acest punct, voi scurta firul, voi lăsa atât cât mi trebuie pentru cusut și voi închide această parte a lucrării. Voi intra în următorul picioruș, voi închide în felul acesta. Deci, în acest mod se prezintă petala. Noi vom avea nevoie de 6 petale și de acum pregătim acul cu ață. După ce am pregătit acul, voi lua o petală, o voi pune deasupra acesteia, unde am acul de cusut, și voi începe să unesc petalele între ele. Vom coase încet cât mai mult posibil le vom uni, astfel în momentul în care vom avea cusute toate 6 petalele, să se formeze aici la codiță precum un tubușor. Deci vom coase. Nu este greu. Un pic mai mult.
Uitați-vă, cred că mai mult de jumătate am cusut, vedeți? Mai mult de jumătate, cam în felul acesta. După ce am cusut, vom da siguranță firului, iar capătul de fir, bineînțeles, îl vom ascunde și îl vom scurta. După care vom continua să coasem următoarea petală. Din nou, acest capăt de fir îl vom pune în ac și vom atașa din nou, punând față în față, următoarea petală. Am pregătit din nou acul cu ață, acum voi lua o altă petală, o voi pune față în față cu cea care o am aici și voi începe din nou să cos exact în modul în care am cusut cealaltă petală. Și astfel vom uni toate cele 6 petale între ele. În felul acesta. Acum noi vom continua să lucrăm singure și ne vom reîntâlni. După ce am cusut între ele toate cele 6 petale, le vom pune din nou în felul acesta și le vom uni cu acul, bineînțeles, cu firul. În felul acesta. Vom coase și vom obține partea principală, după care vom trece să realizăm și mijlocul. Acei cărcei atât de frumoși sunt ușor de realizat. Deci vom coase în continuare. După ce am cusut petalele între ele, cam așa se prezintă. Eu voi intra un pic cu croșetul aici în partea de jos și voi face un rând, două de piciorușe scurte pentru a închide un pic acest gol. Nu trebuie să facem chiar picioruș cu picioruș, cât să strângem între ele petalele. În felul acesta voi intra deci voi merge peste tot de jur împrejur, voi face acest rând de piciorușe scurte. Acesta, să fie cât mai strânse între ele. Atât cât să putem apoi aplica acei cărcei. Acum eu voi face un rând de scăderi în felul acesta. Și vom forma acel tubușor de care vă spuneam. Să vedem, să nu greșim. Nu uitați. În acest mod, vedeți, mijlocul este cât se poate de
de bine strâns în felul acesta. Așa. Acum voi scurta firul. Ia uitați-vă. Nu rămâne decât să facem mijlocul și apoi să le aranjăm. Pentru cârcei vom lucra în felul următor. Eu voi pune un număr de 20-25 de ochiuri de lanț. Depinde cât de lung doriți dumneavoastră. Deci voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am pus 20 de ochiuri de lanț, acum mă voi întoarce și în corespondența fiecărui ochi de lanț voi face câte două piciorușe scurte. Și pe măsură ce vom lucra, veți vedea că lucrul se va încreți și vom forma cârceii despre care vă vorbeam, cei pe care apoi noi îi vom pune în mijlocul crinului. Și continuăm singure, vom face două sau trei bucăți. Ia uitați, vă vedeți că începe să se încrețească singur. În felul acesta merge până la capăt. Am ajuns la capăt. Acum voi scurta firul. Voi lăsa, bineînțeles, o bucățică mai lung, pentru că va trebui să-i aplicăm în interior. Vom închide. Eu am făcut două de câte 20 de ochiuri de lanț și unul mai scurt, unul pe 10 ochiuri de lanț. Acum îi vom introduce în mijlocul crinului. Mă voi ajuta de croșet. Iar capetele de fire, bineînțeles, vom vedea în ce mod le vom ascunde aici dedesubt. Ne ajutăm de croșet să le aranjăm. Da, cam în felul acesta. Acum voi ascunde capetele de fire și voi reveni cu finalul. Pentru a aranja frunzele, eu voi folosi fixativ, pentru că nu putem apreta. Uitați, voi da un pic de fixativ, îmi aranjez petalele în modul în care doresc. Și uitați-vă că am realizat crinul Laviniei. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Iar eu mă despart de dumneavoastră ca întotdeauna cu aceleași cuvinte. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!